Bună seara! În această săptămână ne vom ocupa de trei probleme. Mai întâi, poziția Papei Francis I și a Bisericii Catolice față de evoluție, față de teoria evoluției. Doi, poziția Conferinței Generale a Adventului de ziua VII -a și a președintelui Ted Wilson față de teoria evoluției. În ce măsură poziția Papei și poziția lui Ted Wilson reprezintă o schimbare vis-a-vis -vis de, de atitudinea de până acum față de evoluție, pentru că în ambele cazuri există o schimbare și în sfârșit, în al treia rând, ne vom ocupa de acele dezvoltări în lumea științifică care au provocat această schimbare din partea care a răspuns de la Francesc I și de la Ted Wilson. Deci mai întâi o să ne ocupăm în, în primul rând de, de Francesc I. Și așa cum știți, un titlu de senzație a apărut de curând în mass media că Biserica Catolică și-a schimbat poziția față de evoluție, ceea ce este fals. Sau că Biserica Catolică a acceptat evoluție, Papa acceptă evoluția. Ce este fals aici? Fals este ideea că Biserica Catolică și-a schimbat poziția față de teoria evoluției. Se pare că este un lucru nou pentru mulți americani să afle că Biserica Catolică acceptă teoria evoluției. De fapt, toate bisericile istorice acceptă teoria evoluției, în mod special Biserica Anglicană. Într-adevăr, poziția lui Francis I are ceva nou în ea. Francis Cântâi este un radical, un revoluționar și mă îndoiesc că poziția lui este împărtășită de Biserica Catolică, sau că are viitor în Biserica Catolică. Aș vrea să aibă. Uh, însă, revenindu-ne la teoria evoluției catare, Biserica Catolică o acceptă. Și o acceptă de câteva decenii. Ca să nu spun că niciodată n-a avut o atitudine radicală împotriva teoriei evoluției. Uh, așa zisul creaționist științific și intelligent design. Sunt curiozități americane. În America, uh, școlile sunt controlate de comitete locale de educație, care sunt votate. Și aceasta face ca problema predării evoluției în școală să devină o pro problemă de politică locală. Ferește că diverse senatori și congresmeni și candidați și președinți și politicienii care sunt politicieni, adică sunt niște prostituate cu toții, politicienii încearcă să satisfacă totdeauna așteptările publicului și ca atare problema. Evoluției în școală, în America, nu este hotărâtă de comunitatea științifică, ci este o problemă politică. Cu toate acestea, în ultimul timp, știința a făcut progrese în America și în educația americană, și pentru a demonstra că cumva, cumva, interpretarea literală a genezei se armonizează cu știința au fost create ramuri de pseudoștiință, cum e creaționismul științific, care să, să, să ofere un argument celor care încearcă să impună în școlile americane creaționismul. Să nu uităm că în America religia este separată de stat și școala fiind de guvern nu poate să predea religia în școală, așa că trebuie să predai geneza ca știință. Și de aici toate problemele. Însă această problemă nu există în Europa și Biserica Catolică, ca ca și alte biserici istorice, n au avut această problemă cu, cu evoluția niciodată. Uh, uh, și totuși este o schimbare. În ce sens este o schimbare? Mai întâi, hai să vedem uh, care este poziția lui Francis I. Uh, Francis I. la o dezvălire a bustului lui Benedict, uh, predecesorului său, Benedict al vi al xvi la Academia de Științe din uh, a Vaticanului, a spus că Benedict a fost un căutător de adevăr, nu numai în filozofie și teologie, ci și în știință. Și, printre altele, a apreciat poziția deschisă a lui Benedict față de teoria evoluției, la care Francesca a adăugat propriile sale comentarii. Teoria Big Bang și teoria evoluției, spune el, nu numai că nu, cont, nu sunt incompatibile cu noțiunea unui Dumnezeu Creator. Dar fac necesară existența lui Dumnezeu. Aici este o primă declarație asupra care voi reveni mai târziu. Și aici este o schimbare de poziție, într-adevăr, o nuanță fină la Francis Cântăi. Francis Cântăi nu numai că spune că poți să crezi în Dumnezeu și să acces teoria evoluției, dar chiar susține că teoria evoluției și teoria Big Bang sunt argumente care fac ca Dumnezeu să fie necesar. Deci, oarecum, el. Nu numai că acceptă teoria evoluției sau o tolerează, ci o celebrează ca fiind un, un argument teologic foarte uh, puternic în favoarea credinței. În al doilea rând, Francesc spune mai departe că uh, și asta este, de fapt, fraza care a circulat cel mai mult în mass media uh, și care pe unii a șocat. Nu uitați, vă rog, că America este țara în care 47% din populație crede că oamenii și au fost contemporani cu dinozaurii. Așa că Francisc I a spus, mulți, când citim geneza, există pericolul să ni-l închipim pe Dumnezeu ca sunt o baghetă magică în mână și făcând hocus pocus. Uh, și această concepție, spune el, este naivă, este simplistă. Și Francisc a găsit ocazia să se refere la pseudoștiințe, printre care creaționismul științific. Uh, Ideea că Dumnezeu a cărmea cu o baghetă magică este foarte răspândită în bisericile din America, mai ales și clonilor europene. Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, Biserica Adventistă, Martul Jehova, mormoni. Însă este greu de susținut că teologia istorică a creștinismului susține ideea aceasta a baghetei magice. Pentru că concepția este, nu numai că este primitivă, concepția este de dreptul șamanică, este animistă. Concepția reflectă o anumită, anumită înțelegere a lumii, specifică epocii bronzului sau neoliticului. Este deci anacronică chiar și în raport cu filozofia greacă. Însă, acesta e nivelul la care se găsesc mulți dintre credincioși în timpul nostru. Așa că, dar ce are atât de special această declarație a lui Francis I. Merg mai departe. O altă declarație a al lui Francis I este aceea că Dumnezeu a creat uh, ființe care evoluează conform legilor lor interne. Uh, Subliniesc expresia legi interne. Deci, uh, Francis susține aici că evoluția nu este dirijată din afară, uh, prin intervenții divine. Uh, Francis respinge, deci, intelligent design sau evoluția teistă, ci că evoluția fiecare ființe este determinată de legile interne ale ființei respective, fără ca Francis să definească termenul generic de ființă. Mai departe spune, Dumne Dumnezeu a creat om care evoluează. Și are ce să aici un aspect pe care vreau să-l discut. Deci, mai întâi, faptul că Biserica Catolică acceptă teoria evoluției nu este nou. Chiar ocazia cu care Francesc a spus aceste lucruri, adică comemorarea lui Ratzinger și apreciindul pe Ratzinger că a fost deschis față teoria evoluției. Este un argument foarte puternic că nu trebuie prezentată ideea, oh, o Biserica Catolică acceptă evoluția ca fiind ceva nou, fiindcă nu este nimic nou aici. Și totuși, câteva dintre nuanțele din discursul lui Francesc I. Dovedește, a, 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 exprimă o îndepărtare față de poziția tradițională bisericii catolice față de teoria evoluției, așa cum este acceptată de biserica catolică. Și în ce constă această distanță? Ca să înțelegem, aș vrea mai întâi să înțelegem poziția bisericii catolice față de teoria evoluției. Și pentru asta trebuie să înțelegem mai întâi pozi, poziția bisericii catolice față de știință. Cel mai bun punct de plecare este procesul lui din 1630. Care a fost acuzația care s-a adus împotriva lui Galilei? Ce am zis noi și închipe că Biserica Catolică a venit cu Biblia și a zis Galileu, uite ce Galileo nu scrie în Biblie că pământul se învârtește și că soarele este în centrul Universului, așa că dacă Biblia spune invers, Psalmul 19, de exemplu, Geneza, atunci noi considerăm că învățătura ta este eretică. Aceasta ar face din Biserica Catolică o sectă americană, mai degrabă decât Biserica Catolică. Păi, asta Bisericii Catolice a fost alta. Biserica Catolică i-a spus lui Galilei că ei nu pot accepta o, un model despre univers care contrazice atât litera Bibliei, cât și concepția logico-filozofică a Bisericii dezvoltată din filozofelul Aristotel, în mod special de Toma Lagvino, dacă Galileo nu oferă un model matematic care să justifice teoria lui. Deci, Biserica Catolică nu a obiectat cu nimic cu uh, împotriva faptului că Galileo prezintă modelul heliocentric ca pe un model legitim din punct de vedere filozofic, care poate fi dezbătut obiecția Bisericii Catolice a fost că modelul lui Galileo nu are argumente științifice irefutabile. Mai exact, nu are un model matematic care să prezică mișcările corpurilor cerești pe baza unui sistem, în contextul unui sistem heliocentric. Și uh, pentru că nu are, are acest model, pentru că nu are acest model matematic, Biserica Catolică susține, noi preferăm să acceptăm ceea ce spune Biblia. Dacă ofer un model matematic pe lângă observațiile tale, atunci suntem de acord că Biblia trebuie înțeleasă alegoric, că nu trebuie luată literal aici. Deci, poziția bisericii catolice este aceea că dacă un text din Biblie contrage știința, contrage un fapt științific demonstrat, acel text trebuie interpretat alegoric. Este clar la o citire uh, uh, simplă a genezei. Dacă iei geneza, așa cum spune Predatorul Sexual Samuel Pipim în cartea lui Receiving the Word sau cum susține președintele Ted Wilson, sau cum susțin foarte mulți de la Advanced Theological Society și cum spun foarte mulți baptiști și pentecostali, anume, dacă iei Biblia ad literam, dacă ei, geneza, așa cum a fost scrisă. Concluzia este foarte clară: pământul e plat. Deasupra uh, cerului este apă. Uh, sunt stabilare ale celui care au desis că a fost uh, potopul. Uh, și multe alte concluzii. De exemplu, șarpe mănâncă pământ. Însă, uh, noi de obicei, atunci când citim geneza, interpretăm literal ceea ce uh, ni se pare nou că nu contrazice realitatea și interpretăm alegoric sau metaforic ceea ce știm sigur că contraje realitatea și nu are nicio șansă să fie acceptat. Biserica Catolică are aici o poziție clar definită. Ceea ce nu poate fi, ceea ce nu e compatibil cu realitatea, înțeleasă logic și rațional. Cuvântul științific, probabil, în secolul XVII, nu avea sensul pe care are în secolul 21. Dar Pot și în acestea. Ceea ce nu contrazice uh, știința uh, poate fi lua literal. Ceea ce contrazice trebuie alegorizat. Așa că, în privința heliocentrismului, Biserica Catolică are un argument solid. Uh, Biblia susține geocentrismul. Biblia susține și Pământul plat. Dar acestea sunt luate alegoric, pentru că uh, Biserica știe că Pământul e rotund. Uh, Însă Biblia susține în mod foarte clar geocentrismul. Și aceasta nu însemnează că Biserica trebuie să accepte geocentrismul. Ce mai degrabă că dacă nu sunt argumente științifice irefutabile împotriva geocentrismului, atunci este mai prudent pentru Biserică să rămână de partea Bibliei. Dacă sunt argumente irefutabile împotriva geocentrismului, atunci Biserica va accepta heliocentrismul înțelegând că acele texte nu trebuie luate literal. Este o poziție rațională. Această poziție rațională trebuie înțeleasă comparând, să zic, cu alte poziții zis raționale pe care le au unii dintre teologii și predicatorii noștri. Este spun așa și acesta este argumentul pe care îl veți întâlni și în discursul președintelui Ulsen. Anume, dacă există două modele despre lume care niciunul nu este în ultima instanță demonstrat și unul este biblic, iar celălalt este împotriva Bibliei, atunci noi vom opta pentru modelul biblic. Cred că ați auzit de multe ori argumentul acesta. Și un astfel de argument s-a adus și lui Galileo. E bine, Galileo poate să ofere un model matematic. Să nu uităm că anul este 1630. Și Kepler deja a enunțat legile care îi poartă numele. Deci există un model matematic al helocentrismului. Este chiar un test al acestui model. Odată la câteva decenii, Venus trece prin fața soarelui. Și suntem în 1630, bănuiesc că urmau să trăiască cam 20 sau 30 de ani, până ce Venus urma, avea să treacă prin fața soarelui. Dar putea să rămână ideea că la data aceea, conform predicției lui Kepler, Venus va trece prin fața Soarelui și aceasta va putea fi observată. Deci, Galileo poate să răspundă argumentând cu lui Kepler. Galileo are un model matematic care demonstrează uh, că cer Soarele este în centrul sistemului solar, care pe baza căruia se pot prevedea orbitele corpurilor și viteza cu care se mișcă totul. Distanțele pot fi calculate. Deci, este un model perfect. De ce nu folosește Galileo? Interpretarea istoricilor este aceea că Galileo a fost, de fapt, a avut un eu foarte mare și a preferat să nu apeleze la descoperirea lui Kepler, care de altfel era prieten. Adevărul este, după părerea mea, în altă parte. Galileo refuză. Aici este, de fapt, miezul conflictului Galileo cu Biserica Catolică. Și aici este miezul, uh, uh, miezul uh, să zic, a uh, atitudinii revoluționare a lui Francesc I. Galileo refuză noțiunea că știința și Biblia trebuie să aibă ceva în comun. Refuză noțiunea că un om de știință, în acceptarea unei teorii științifice, trebuie să se lasă influențat de Biblie. Și Galileo face aceasta de pe o poziție teologică creștină. Galileo susține în scrisoarea, a scris la mai mulți dintre patronii săi și în scrisoarea a trimis să lui Ducesa Cristina, una dintre patronele sale. Galileo spune, Dumnezeu a scris două cărți, Cartea Naturii și Cartea Bibliei. Cartea Naturii a fost scrisă în limbaj matematic și poate fi explicată numai în limbaj matematic. Cartea cărților sau Biblia a fost scrisă în limbaj omenesc, și poate fi explicată și înțeleasă în limbaj comun. Cart -ă, știința studiază cartea naturii, iar teologia studiază cartea cărților. Scopul științei este să ne arate cum merge cerul. Scopul teologiei este să ne arate cum să mergem la cer. Biblia ne spune cum mergem la, cum ajungem în cer. Nu ne spune cum merge cerul. Natura, Cartea Naturii ne arată cum merge cerul. Galileo respinge deci noțiunea că știința, într-un fel sau altul, trebuie să accepte Biblia ca pe o limitare, ca, ca pe o condiție care să stabilească limitele unei teorii științifice sau limitele unei investigații. Și aici este conflictul său cu Biserica Catolică. Biserica Catolică în principiu acceptă argumentele lui Galileo ca având greutate. Biserica Catolică susține că argumentele lui nu sunt suficiente să demonstreze heliocentrismul, și are dreptate. Și Biserica Catolică preferă să rămână de partea Bibliei, pentru că Biserica Catolică consideră ca și uh, multe biserici protestante din timpul nostru că Biblia pune o anumită limită investigației științifice sau teoriei științifice. Și dacă atare, dacă teoria științifică este demonstrată, atunci Biblia trebuie interpretată alegoric. Dacă nu e demonstrată, Biblia rămâne principala ceea ce limitează înțelegerea noastră sau, ca să spun așa, ceea ce limitează discursul științific. Asta este istoria lui Galileo. Și Biserica timp de 200 de ani a, a acceptat heliocentrizmul. Întrebarea este și-a schimbat Biserica Catolică poziția de la procesul Galileo? Răspunsul este că Biserica Catolică a învățat o lecție. Asta este clar că a învățat lecția. Biserica Catolică s-a dezonorat în, în, în procesul lui Galileo. Totuși, Biserica Catolică până recent nu și-a cerut scuze lumii sau comunității științifice pentru procesul lui Galileo, ci chiar cardinal Ratzinger, pe care Francis Cântei l-a elogiat la ocazia amintită, ca pe o minte deschisă care a acceptat și teoria evoluției și a înțeles-o, chiar și cardinal Ratzinger a susținut că Biserica Catolică a fost mai rațională și mai științifică decât Galileo la timpul acela și că verdictul Inchiziției a fost rațional, a fost legitim, mai ales că Inchiziția a cântărit în balanță și implicațiile morale ale turiei lui Galileo. Pe ce facem dacă răsturnăm concepția despre univers pe care au și creștinii și musulmani și evrei de atâtea mii de ani? Care sunt implicațiile morale? Deci Biserica Catolică a pus toate astea în balanță, spune Ratzinger. Și uh, verdictul a fost rațional, Biserica Catolică nu a fost împotriva științei. Însă argumentația lui Galileo nu a fost destul de puternică. Așa că atunci când am venit sistemul lui Newton și al lui Laplace, de fapt, după ce au trecut aceștia doi, între noi fie vorba, oricum, când cunoștințele științifice s-au mulțit, Biserica Catolică a acceptat heliocentrismul. Dar Biserica Catolică nu a recunoscut niciodată că a greșit de Galileo pentru că, spune Ratzinger, nu a greșit. De ce? Pentru că Biserica Catolică susține în continuare că are dreptul să să spun eu, să zic așa, să limiteze discursul nostru științific și filozofic pe bază teologică, pe bază de autoritate teologică și pe bază biblică. Aici Biserica Catolică nu, depinde, nu diferă de alte biserici. Însă vreau să uh, urmărim cum, cum evoluează acest concept în relație cu teoria evoluției și mai întâi mergem la anul 1950 când Papa este Pius al XII-lea și Pius al XII-lea într-o enciclă, enciclică, numită humani generis, human generis dacă nu mă înșel, deci uh, uh, generarea sau geneza omului, uh, afirmă că teoria evoluției este legitimă poate fi discutată în cercuri creștine, deși, zice el, teoria evoluției încă nu este demonstrată pe deplin, are încă semne de întrebare asupra ei, totuși este o teorie legitimă, un catolic poate să accepte teoria evoluției, poate să o predea în școală, poate să o predea în universitate, nu este nicio problemă asta, însă, spune Pius al XII-lea, să nu credem că teoria evoluției explică totul. Nu, teoria evoluției nu poate explica totul. Și merg mai departe. Pius a dus prea până o limită. O limită care este pusă la fel de autoritar, ca pe numărul Galileo. Teoria evoluției, spune el, nu poate explica sufletul. Sufletul nu a evoluat. Sufletul nu are nicio explicație. Așa că dacă cineva acceptă teoria evoluției ca explicând istoria corpului omenesc, care, citesc pe Pius al XII-lea, a fost uh, creat dintr-o altă formă de viață precedentă. Deci nu din pământ inert, ci dintr-o altă formă de viață, mă rog, din uh, mai mulți antropoide. Dacă acceptă că corpul uman a, cu alte cuvinte, a evoluat din lumea animală, totuși sufletul a fost creat. Uh, ideea este că la un moment dat în istoria uh, vieții, Dumnezeu a injectat un suflet în corpul omului și de când omul are acest suflet, este după chipul și asinerea lui Dumnezeu. Unii, uh, 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 unii filozofi și antropologi ezuiți care au folosit termenul de uh, homo religio religiosis, uh, care, homo sau religiosus, sfârșit nu știu cum sună, Cert este omul religios ca o specie nouă. Deci, Homo sapiens este biologic o specie nouă, dar, de fapt, omul după Chipul lui Dumnezeu este omul religios, omul care are suflet. Ca atare, omul are un suflet care nu a evoluat în mod natural, ci este injectat de Dumnezeu în corpul lui. Mergem mai departe. Biserica Catolică susține. Că atunci când zigotul este fertilizat, primește deja un suflet nemuritor. Și acest suflet nemuritor face ca să fie, să fie păcat să folosești condom, să folosești mijloace anticoncepționale și frește mai ales să faci avort. Din punctul de vedere al valorii umane intrinseci, nu există nicio deosebire între un zigot și un om care a trăit, uh, care trece de câteva decenii pe, uh, în lumea aceasta. Este în, la, în măsură egală oameni. Ca atare a omorât un zigot sau au omorât un copil născut, Este la fel de grav cu a omorât o persoană adultă sau un copil de curând născut. Dacă e vorba ca biserica să aleagă între mamă și copil, biserica totdeauna va alege copilul. Asta să știe. Uh, biserica va condamna mama care a comis un avort. Considerând că chiar dacă avortul nu era conștient, dacă mă rog, fetusul nu era conștient, ca valoare intrinsic umană, zigotul, fetusul și copilul nou născut omul adult sunt egale. Că tare, aici, Biserica catolică susține că orice cercetare științifică, în embriologie sau în neuroștiință, care, într-un fel, ar ataca noțiunea aceasta unui suflet creat, injectat în om, din afară, trebuie respinsă. Și din cauza aceasta, biserica este și împotriva clonului, clonării. Imaginați-vă că cineva a fost clonat și asta însemnează că nu a fost conceput. Și dacă n-a fost conceput, nicăieri nu scrie că Dumnezeu injectează suflete de oameni clonați. Deci aceste, aceste clonuri trebuie să fie niște monstruozități. Ceva demonic. Pe lângă asta, nu pot avea păcat original, pentru că n-au fost concepuți sexual. Și Biserica Catolică, ca atare, pune niște, niște limite foarte, foarte categorice cercetării științifice în domeniul genetic, al clonării, al embriologiei, al neuroștiinței. Deci, aici stăm în anul 1950. E plus al 12-lea. Se dovedește destul de realist. Atunci când acceptă că teoria evoluției este legitimă și este credibilă, și este, ac, este uh, greșit ca biserica să ceară cuiva să nu accepte teoria evoluției, și în același timp spune că totuși teoria evoluției este încă sub semnul întrebării. E o simplă ipoteză. Aș să mai fac aici o paranteză. Dacă citiți enciclica al Pius al XII-lea, o veți găsi pe internet, veți observa că uh, Pius al XII-lea face niște comentarii cu privire la știință, care contrazic poziția uh, extremă calvinistă și, în general, poziția evanghelică derivată din calvinism. În sensul că Biserica Catolică, uh, pe baza teoriei lui Toma Recunoaște că rațiunea umană poate să cunoască adevărul. Însă, din cauza confuziei și păcatului, spune Toma Agvinas, omul are nevoie de adevăr, revelat cu privire la, de adevăr revelat cu privire la problemele morale. Omul are nevoie de adevărul morale absolute. Și aceste adevăruri morale absolute sunt revelate. Ca atare există unele adevăruri revelate. Adevărul despre suflet, de exemplu, despre nemurire, despre existența lui Dumnezeu, despre judecată, despre bine și rău, care sunt revelate și care nu intră în discuție. Biserica Catolică refuză orice argument care, într-un fel sau altul, ar al relativiza aceste noțiuni. Însă acceptă orice discuție cu privire la partea somatică, la biologia omului. Este o mișcare înțeleaptă, zic eu, din punct de vedere politic. Și uh, definește exact poziția Bisericii Catolice față de evoluție. Acceptăm evoluția trupului, nu acceptăm nicio explicație științifică la suflet, la moralitate. Uh, ne menținem poziția uh, noastră cu privire la contracepție. Uh, mai târziu va veni clonarea și genetică și așa mai departe. Nu cedem la această poziție și nu acceptăm nicio teorie științifică care impietează poziția noastră teologică în privința sufletului. Dar nu am nicio problemă cu trupul. Deci este aceeași poziție ca pe lumea lui Galileo. Numai că biserica este foarte inteligentă și știe că dacă este vorba de suflet și adevărul morale, este o sferă în care este mai ușor să îți aperi poziția decât atunci când sunt lucruri palpabile, cum este aspectul biologic. Deci, acesta e 1950. Trecem la 1996. Papa este Ioan Paul al ii Ioan Paul al ii face o afirmație. Teoria evoluției nu, este, nu trebuie considerată o simplă ipoteză. Este mai mult decât o simplă ipoteză. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă Pius al XII-lea a afirmat că teoria evoluției este legitimă, poate fi discutată, se subînțelege ca o ipoteză. Așa cum Papa Urban al VIII-lea spunea că heliocentrismul poate fi discutat ca o ipoteză. Însă, nu poate să, în niciun caz, evoluția nu poate explica sufletul și morala, familia, etc., etc., Ioan Paul II, mă scuzați, Ioan Paul II, susține că teoria evoluției este mai mult decât o ipoteză, că este o teorie. Prin aceasta, de fapt, recunoaște că evoluția este un fapt. În lumea științifică, când spui teorie, înțelegi ipoteză care a fost demonstrată. Oamenii, în general, când spun teorie, înțeleg o ipoteză. Când spun că evoluția doar o teorie. Uh, Creștinii înțeleg că un, cineva, un om de știință, s-a sculat dimineața că a avut un vis și s-a apucat să facă teoria evoluției, că venit lui așa în cap. De fapt, uh, înainte ca să există o teorie, există o ipoteză. Și eu am Paul al doilea care recunoaște că teoria evoluției este o teorie, nu o simplă ipoteză. El, de fapt, acceptă niște dovești științifice care s-au acumulat de la Pius al XII-lea până la el. Care sunt aceste dovești științifice? Haideți să ne gândim puțin. Mai întâi a fost uh, descoperită structura chimică a eredității, ADN-ul și ARN-ul. După aceea a fost, au fost dezvoltate și calibrate măsurile radiometrice. S-au descoperit noile fosile din Africa, fosilele, fosile la evoluția omului în Africa. Nu mai vorbesc că s-a descoperit lanțul complet în evoluția malenei și multe alte descoperiri. Deci mai multe descoperiri în 96, multe descoperiri din genetică care demonstrează foarte clar, dincolo de orice, de orice îndoială, că viața are un strămoș comun. Suntem la patru ani până va fi decodat genomul uman. Dar este foarte clar că viața are un strămoș comun. Și chiar dacă cineva ar putea încă să mai creadă că poate totul genomul uman are ceva diferit, ceva ce arată că omul a fost făcut ca o creatură specială și nu s-a tras din alte ființe inferioare, chiar dacă mai există, să zic, loc pentru această îndoială, este foarte clar că în ansamblu viața are un strămoș comun și uh, diferite diferitele specii sau au diversificat în acest strămoș comun. Asta este scris în ADN și deja în 1996 se știu destul în privința aceasta. Deci Paul al doilea face o pas înainte față de Pius al doilea pentru că știința a progresat. Și acum ajungem la Ratzinger, care se celebra de Francesc I. Ceea ce spune Ratzinger, este că evoluția sau teoria evoluției este de fapt, chiar dacă nu aceste cuvintele lui, dar că teoria evoluției este demonstrată. Este un fapt. Nu poți contesta. Și rații care recunoaște acest lucru, fără să renunțe la poziția la poziția afirmată în enciclica lui Pius al xii că evoluția nu explică sufletul omului, morala, mă rog, aspectele religioase. Evoluția nu explică omul religios. Dar Ratzinger este după, după decodarea genomului uman. Ratzinger este bine informat științific. Știe că este demonstrat acum că omul s-a tras dintr-o specie de primat, că omul și cimpazia au un strămoș comun. Orice genetician știe acest lucru și rații care acceptă contextul științific, consensul științific, numai că preferă să rămână pe poziția tradițională în ceea ce privește sufletul. Sufletul a fost injectat în corpul omului într-o anumită fază a evoluției sale și un suflet este injectat în zicot după concepție. Și acum vine Francesc I., ce este nou la Francis I? Haideți să analizăm ce spune Francis I. Mai întâi, probabil, va trebui să ne reamintim că Francis I este un iezuit din America de Sud, acolo unde mulți s au acceptat pe marxismul. De fapt, marxismul nu este exact teoria care ar explica filozofia lui Francis I, dar se apropie. Se pare că Francis I este un, mai degrabă un ucenic al lui de Chardin de unde trag această concluzie. Ideea că sunt două idei ale Francesc I. Mai întâi că evoluția și Big Bang nu numai că nu sunt incompatibile cu existența lui Dumnezeu, dar necesită existența lui Dumnezeu. De ce ar necesita evoluția existența lui Dumnezeu? Într-un singur caz. În cazul că evoluția are o direcție mulți uh, oameni de știință, probabil cei mai mulți, vor afirma că evoluția nu are nicio direcție. Stephen Jay Gould, de exemplu, renumitul paleontolog și naturalist, spune că, de fapt, tendința evoluției spre diversificare și apariția complexității este urmarea naturală a diversificării. Însă, de Chardin ne spune că universul are tendința de a evolua spre forme tot mai complexe. Și că cea mai complexă formă de evoluție în Univers, până la data aceasta, cunoscută de noi, este creierul uman. Oarecum, te-ar susține că Universul a fost programat să, cre să evolueze către creierul uman, să atingă complexitatea creierului uman și să meargă mai departe de atâta. Dacă Universul are o direcție, aceasta implică un, un creator, deci dacă evoluția are un sens, asta implică existența lui Dumnezeu. Este Argumentul că evoluția are un sens este puternic, nu este un argument slab. Principiul antropic, de exemplu, care susține că Universul a fost calibrat ca să creeze viață, este un argument solid. În al doilea rând, uh, ideea că viața în sine, prin natura ei, sau evoluția, uh, legile evoluției, duc în mod necesar la apariția inteligenței, iarăși este un argument solid. Nu vreau să-l știu că sunt mulți care susțin altfel, dar argumentul stă în picioare. Așa că dacă acceptăm că uh, evoluția are o direcție și direcția aceasta este spre inteligență și complexitate, uh, atunci. Uh, acceptăm că există Dumnezeu. Pentru că cineva trebuia să dea sens uh, uh, evoluției. Și dacă acceptăm, mai ales că această uh, apariția vieții și apariția creierului a fost deja oarecum cuprinsă în programul uh, primelor secunde ale Universului, în, uh, mă rog, relația între forțele fundamentale și distribuția materiei și energiei în Univers, uh, în mod necesar trebuia să ducă la, uh, la evolu uh, evoluție și la creierul uman și de aici la cultura umană și așa mai departe, atunci, într-adevăr, Big Bang și evenimentul Big Bang și evoluția universului și evoluția vieții necesită existența unei inteligențe superioare care să dea această direcție a evoluției. După cum am mai spus, aceasta de fapt este teoria lui Teodor de Chardin, care a fost și el un ezuit și faceți cât este un ezuit. Numai că această afirmație ascunde ceva în ea. Dacă te-ar dreptate că universul de la început a fost programat ca să evolueze către creier complex și către natură umană și către fenomenul uman și către nouă sferă, adică către sfera culturii și a ideilor, atunci sufletul nu este ceva injectat din exterior, ci este ceva latent în evoluția vieții. E, și, iarăși, aici putem aduce argumente foarte puternice studiind inteligența animalelor și instinctele și psihicul animalelor. Mai mult decât atât, Însemnează că chiar sufletul nostru și noțiunea noastră morală, nu numai că sunt rezultatul evoluției, nu al unei injecții făcute din afară, o injecție transcendentală, metafizică, ci continuă să evolueze. Și aici este următoarea afirmație la Ratzinger, care spune că Dumnezeu a făcut ființe care evoluează conform legilor lor interne, e de legile interne ale ființelor biologice determină evoluția lor către inteligență superioară, către psihism superior, deci nu, hai să mă repet și știu că sunt redundant, dar totuși trebuie să mă repet aici, nu, nu o dirijare a evoluției din afară, ca în evoluția, evoluționismul teist. Nu intervenția lui Dumnezeu să crpească pe aici pe acolo, ca în Intelligent Design, ci legile intrinseci, intrinseci în ființele care evoluează, determină această evoluție către forme complexe, tare chiar susține că, de fapt, atunci când o specie nu evoluează mai departe, este din cauza că anum, există ceva care blochează această evoluție și el dă exemplu în lumea insectelor, mai ales. Dar, în general, ideea este că evoluția este ascendentă și merge spre complexitate și complexitatea pentru taart însemnează uh, uh, conștiință, conștiință latentă și apoi conștiință explicită. Uh, Universul devine conștient de sine în om este o frază pe care Carl Sagan a împrumutat-o de la Thea de Chalden. De fapt, este o idee hegeliană, dacă luăm filozofic. Așa că Ratzinger, acceptând această idee, acceptă nu numai că psihicul este urmarea evoluției, nu a fost injectat om, dar ce mai mult decât atât. Când el spune că Dumnezeu a făcut oameni care evoluează, Vrea să spună că natura umană nu numai că este prostul evoluției, dar continuă să evolueze. Și atunci asta însemnează că morala noastră și instituțiile noastre cu caracter moral, cum ar fi biserica sau familia sau statul, care au o anumită simplicație morală, nu sunt imuabile, ci se schimbă, evoluează ele înșile. Și dacă corelăm aceasta cu atitudinea lui Ratzinger, categoric opus ortodoxiei catolice, vis-a-vis -vis de cei divorțați, cei în căsătorie nebiblice, față de atei, chiar și față de homosexuali. Avem aici, într-adevăr, o viziune clară a unui om care crede că natura umană este produsă evoluției. De exemplu, să zic, homosexualitatea este un subprodus al evoluției. La fel, divorțul și, mă rog, adulterul și toate celelalte legate de familie și morala Morala familiei eh, implică de fapt niște subproduse ale evoluției care fac ca eh, să există o tendință spre eh, adulter în bărbați în, în, în și în femeie, să existe eh, un procent mic de homosexual în fiecare populație, eh, care fac deci ca idealele creștine să nu fie realiste. Cam asta este ideea poziția bisericii catolice, ca oricărei poziții conservatoare creștine, este aceea că nu există progres în moral. Că lumea a fost perfectă moral la început și a mers în jos de atunci înainte. Așa că avem nevoie de guverne autoritare și de biserici autoritare care să ne țină să nu alunecăm mai jos decât deja am alunecat. Și avem nevoie să venim la Iisus ca să ne ridice de unde am alunecat. Cum spune Lenoit, dovada că omul a alunecat de undeva de sus, este că atât de greu să se întoarcă de unde a alunecat. Poate că omul a alunecat, poate că omul urcă și e greu. Cert este că Ratzinger are de aceasta. Ratzinger crede în progres. Uitați-vă cine sunt prietenilor Ratzinger. De exemplu, președintele Uruguayului. Jose Mujica, un președintele Uruguayului care a fost până în anii 70 în membru în guerila urbană Tupamaros, care făcea acte de și crime, Uh, un uh, marxist, un anticapitalist radical, uh, care, uh, uh, care nu, nu folosește salariul de președinte, ci tot salariul de președinte, îl dă săracilor și are o politică foarte progresistă în Uruguay. Uh, luăm trecutul lui Francesc I, care, fiind cardinal, mergea cu mijloace de transport public și, când a ajuns papă, a anunțat la Papa Mobil și la apart a refuzat să trăiască la apart apartamentul papal. Toate acestea pot fi interpretate ca atitudini tipic franciscane. a unui papă care se identifică cu săracii. Și asta nu este nimic nou în Biserica Catolică. Dar se pare că este altceva aici. Este, de fapt, convingerea unui papă, unui iezuit, care a mușcat din fructul oprit al marxismului și din teoria lui de Arte Jardin, care contradice, de fapt, conceptul catolic al sufletului injectat din afară în cursul evoluției și care, prin aceasta, crede că există o evoluție a noțiunilor morale și a familiei și a instituțiilor sociale. Aceasta este, de fapt, ideea. E bine, aici este, într-adevăr, Nimeni nu a observat aceasta, în cel puțin în mass media, în presă. Nimeni nu a comentat în adâncime declarația Papei. Ce a părut ca și cum ar fi ceva nou că Biserica Catolică acceptă evoluția. Nu. Biserica Catolică nu acceptă evoluția. Poziția Bisericii Catolice, în principiu, este mult mai rațională decât a bisericilor, nu numai mai rațional, mai raționalistă, decât a bisericilor protestante. Concepția pe care bisericile protestante au moșnit o de la Calvin este aceea că mintea umană, fiind întunecată de păcat, nu poate să discerne adevărul în natură, pe lângă că și natura poartă semnele păcatului. Și chiar dacă această poziție s-a mai, oarecum s-a mai îndulcit cumva în bisericile din Europa, în multe dintre bisericile conservatoare din America, dintre sectele și denominațiunile, unele fundamentaliste din, din America, noțiunea aceasta că omul nu poate să, să că rațiunea umană nu poate să înțeleagă adevărul, este standard, de exemplu în biserica adventistă argumentul principal care se aduce împotriva evoluției nu este că n are exista dovezi logice. Ferește că există mai multe argumente folosite pentru diferite tipuri de public. Pentru cei neinformați, argumentul este asta sunt prosti, gândește puțin, îți dai seama că îți să râzi. Cum să, e ca și cu prințesa care a sărutat broscoi și s-a transformat în prinț. Cum să se transforme o specie într-altă specie. Dar aceasta este pentru public neinformat. Un senator republican din Carolina, de curând ales, la ultimele alegeri, zice, eu cred în evoluție în sensul de schimbare, dar o specie nu se pare schimba în altă specie. Uitați-vă la câini. Sunt tot felul de mărimi, dar sunt tot câini. Ceea ce ignoră senatorul este că există și lup, există și vulpe și câinele și lupul și vulpea, de fapt, au strămoșcumă, de fapt, câinele s a tras din lup. Și toate aceste canide au un strămoș comun, sunt erudite. Și dacă câinele în câteva mii de ani s-a diversificat în morfologic și comportamental, ce s-ar întâmpla cu câinele într-un milion de ani? Dacă toate aceste rase ar fi izolate una de alta, nu s-ar putea să reproducă între ele și ar fi puse în medii diferite. Cu siguranță că într-un milion de ani ar fi, într doar într-un singur milion de ani, ar fi specii diferite. Și nu uităm un lucru. Asta înseamnă speciați rapidă, deja. De fapt, speciile necesită mai, multe, mai mult de un milion de ani ca să se definească una față de alta. Deci, există un argument pentru publicul larg. Uitați-vă, e împotriva bunului simț. Prostii, de unde evoluție? Însă, există și un argument în, în, adresat publicului informat, care știe că argumentele în favoarea evoluției sunt solide, sunt irefutabile. Și argumentul este. Rațiunea umană este întunecată. Nu poți să ai încredere în rațiunea umană, fiindcă greșește. Dacă Biserica Catolică măcar susține că în probleme morale, în probleme de suflet, putem cunoaște adevărul, dar totuși avem nevoie de revelație că rațiunea umană se poate rătăci, o face în sensul că, ca și cu procesul Galileo, spune da, un om de știință poate să aibă argumente solide, dar până la urmă se dovedește că știința a greșit și apare o altă teorie științifică. Însă, noi nu ne putem permite să facem greșel în domeniul moral, așa că am nevoie de adevăr revelat. Avem să nevoie neapărat de adevăr științific revelat? Este întrebare care se ridică de la sine. De ce? Am mai avea nevoie de acest adevăr. Biserica Catolică este aici, spun eu, destul de rațională și chiar raționalistă. Însă bisericile protestante merg până acolo, încât consideră că rațiunea nu nu că face pur și simplu greșeli. Rațiunea este incapabilă să cunoască adevărul. Rațiunea umană este întunecată de păcat. Și din cauza aceasta, oricâte argumente științifice, matematice, de orice natură s-ar aduce. Noi rămânem la litera Bibliei, fiindcă rațiunea umană nu poate să cunoască adevărul. Aici problema este mai mult la protestanți decât la catolici. Francis I, Într-adevăr, este un revoluționar și cred că e un revoluționar fără viitor. Francesc de într-adevăr, a spus ceva nou. Nu că ar fi fost auzit. În medie, mass media, aproape nimeni n-a sesizat nuanța finalului Francesc I, nici nu s-a întrebat care sunt rădăcinile teologice și filozofice sau științifice ale concepției sale. Însă Biserica Catolică. De la Galeon încoace nu s-a schimbat. În sensul că biserica recunoaște că atunci când este o teorie științifică puternică, puternică susținută și această teorie contrajeleită litera Bibliei, biserica trebuie să accepte că acolo Biblia trebuie alegorizată. Este un principiu nu mai rațional decât atitudinea protestanților fundamentaliști. Însă biserica atunci nu s-a schimbat. Pentru că biserica nu acceptă în niciun fel de argument cu privire la evoluția sufletului uman, la evoluția psihicului uman, sau la faptul că natura umană continuă să evolueze și că noțiunile mo noastre morale, ele înșine sunt supuse în unui permanent proces de evoluție. Aici Biserica Catolică refuză orice discuție. Ceea ce ține de suflet, de morală, este ceva transcendent care a fost injectat în biologic. Când e vorba de biologic, da, putem să studiem, putem, orice discuție este legitimă, orice teorie, orice ipoteză este legitimă, orice descoperire trebuie acceptată. Când e vorba de biologic, dacă e vorba de spiritual, nu acceptăm ca știința să explice morala, psihicul, religia și în niciun caz să, să nu o explice pe baza teoriei evoluției. Așa că aceasta este părța lui uh, Francesc I. Acum vreau să vorbesc despre o altă reacție la afirmația lui Francesc I. Și anume reacția care a avut loc în blogosferă și pe Facebook în cercuri adventiste, referitor la decretul duminical. Că orice spune papa ne legă de decretul duminical. Și dacă papa spune că evoluția a avut loc, oh, însemnează că nu au avut loc cele șase zile ale creațiu, șapte zile ale creațiunii și că apare aceasta este un, 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 mod foarte subtil de a pregăti lumea pentru decretul duminical. A ne pregăti să renunțăm la sabat. Argumentul este foarte, foarte absurd. Nici nu ar trebui măcar luat în considerare. Dar fiindcă unii îl ridică și li se pare pe credibil. Hai să discutăm. Mai întâi. Care este, diferența, care este baza, să zic, teoriei noastre cu privire la decretul duminical? Hai să plecăm de la istoria Duminicii. Duminica, sau păzirea Duminicii, este un canon catolic. Și, în general, Biserica Catolică uh, și-a păstrat violența mai mult pentru cei din lăuntru decât pentru cei din afară. Adică, Biserica Catolică nu susține că canonele Bisericii Catolice trebuie aplicate în afara Bisericii. Duminica este un canon catolic. Dar nu este un canon în, în sensul că ar fi un sabat diferit, un nou sabat. Uh, în sensul că hai să iau un exemplu, Roger, Roger Federer uh, este un catolic devotat. N-am auzit niciodată că Federer nu joacă duminica. În schimb există un film uh, Chariots of Fire despre un uh, alergător puritan care refuza să alerge duminica în sabat. Care e diferența? Uh, Motivul principal pentru care Duminica este o problemă de mântuire pentru catolic nu este acela care trebuie ținută ca sabat. Cei mai mulți catolici nu au probleme să deschid, să privească un meci Duminica, să joace fotbal eventual Duminica, să meargă cumpărături la, la cumpărături Duminica, nu țin Duminica ca sabat după criteriile judaizante. Uh, diferența este că puritanii, au reinventat Duminica ca sabat, mai ales în America. Și au considerat că păzirea Duminicii este, de fapt, o împlinire a poruncii a patra. Ideea aceasta nu este, de fapt, deci nu este baza teologiei ortodoxe și catolice a Duminicii. Și nici a protestantismului. De exemplu, protestanții Luther și Calvin și Zwingli și toți protestanții nu au considerat Duminica ca fiind obligatorie, fiindcă așa că e un canon catolic. Au acceptat-o ca conveniență, pentru că oricum ținem duminica, hai să continuăm să ținem duminica. Dar în niciun caz n-au susținut că dacă nu ții duminica, nu ajunge în iad. Da, poți să ajungi în iad dacă nu ții duminica, pentru că duminica este zi de liturghie la catolici. Și dacă nu participi la mesă, la liturghie, atunci nu ești mântuit, fiindcă harul vine prin sacramente. Așa că -ă, motivul pentru care duminica are într-adevăr o implicație salvifică la catolici. Nu este din cauza zilei catare, ci este din cauza că este zi de liturgie. La protestanți, nu, apare aceasta, la protestanți, liturgia, mă rog, nu este în fiecare duminică, însă atunci când este în fiecare duminică, este la fel de important să mergi duminica la biserică. Însă la bisericile protestante neliturgice, cum sunt baptiști sau metodiștii sau pentecostali sau adventiștii, Uh, uh, sacramentul nu este canal de har ci este doar simbol așa că uh, practic uh, aspectul liturgic al Duminicii nu mai este atât de esențial în schimb ce apare în America este Duminica ca sabat și Duminica încă este numită sa sabat în, uh, în idioma american uh, și Duminica fiind o păzire a ce patra în concepția puritană este esențial pentru mântuire să ții duminica. Și bineînțeles că trebuie păzită după poruncile date în decalog pentru păzirea sabatului. Ceea ce aduc baptiștii de ziua și adventiștii este faptul că, de fapt, duminica nu este sabat și că dacă vrei să păzești sabatul, păzești sâmbăta. Și poziția este foarte logică. Nu vreau să, aici să discut nici pro, nici contra. Nu vreau nici să fiu apologet, nici critic. Poziția este foarte logică. Dacă chiar vrei să ții un sabat, sabatul acela este sâmbătă. Dacă nu ții niciun sabat, nu ții niciun sabat, da? Mă rog, dacă crezi că Duminica zi de liturghie, fiindcă a viat Iisus, și dacă crezi că liturghia te mântuiește, este discutabil. Însă, Duminica ca sabat nu are nicio bază. Adventiștii au adus uh, uh, mai nou ideea decretului Duminical și de ce? Fiindcă Adventistul au fost în conflict cu uh, cu populația puritană a Americii, în prima jumătate a secolului XIX, America încă foarte rurală și a orășelului mic, în care legislația locală încă susținea ideea Duminicii ca sabat. Duminica ca sabat însemnează că Duminica este universală, fiindcă sabatul este de la creațiune, este universal. Deci nu te întreba ce religie ai, trebuie să ții Duminica. Asta era ideea puritană. Dacă nu o țin, te condamn. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu a îl lăsa domnica, sabat, sabatul, lăsat duminica sau sabatul, porunca, lăsat sabatul, ca ceva uh, ce ține de o doctrină și o biserică și o liturghie, pentru că este de la creațiune. Și deci dacă sabatul este, devine duminică, atunci duminica e de la creațiune și duminica trebuie păzită de toată lumea și ca tare prin, prin lege. Atunci și-a intrat aici în conflict și ideea de decretul duminical s-a dezvoltat în special în contextul acestui conflict. Acum, ce s-a întâmplat în a doua jumătate a secolului XIX în America? Foarte multă imigrație catolică a venit din Europa, mai ales italieni și irlandezi. Aceștia aveau niște aspecte îngrijorătoare pentru americani. Pe lângă faptul că beau mai mult decât considerau puritanii că trebuie să bea un om, mulți dintre puritani erau tii totul, erau abstinenți la alcool, pe când irlandezi și italienii, mai ales irlandezii, nu aveau nicio problemă cu băuturi spiritoase, cu alcool. Uh, însă mai ales uh, a, au fost probleme în școală, pentru că, în ciuda Constituției americane, încă se preda religie în școală. Uh, se, de fapt, uh, trebuia să citești din Biblie și să, 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 ții, să reciti, dimineața trebuia recitată rugăciunea tatăl nostru din King James. Și catolicii, imigranții catolici, refuzau să recite din King James preferau să recite din versiunea catolică. Și uh, profesorii americani n-au știut o metodă mai mult decât să-i bată pe copiii catolici, de unde persecuția. Și s-a răspuns o teorie a conspirației că, de fapt, papa infiltrează America cu credincioși catolici ca să ia puterea peste America și să introducă puterea papei și uh, să facă ca America să intre sub monarhia britanică și să distrugă libertățile americane. Uh, dacă vrem să, să, să înțelegem cât de mult s-au schimbat noțiunile astea de atunci încoace, gândiți-vă că uh, Federația Sudul, când a făcut războiul civil, în cadrul războiului civil, în timp ce lupta ca să păstreze instituția sclaviei susțineau că ei luptă ca să păstreze libertățile americane și într tot fel aveau dreptate. Pentru că uh, ei luptau împotriva unei interferențe a guvernului în orice fel de problemă a lor, inclusiv dreptul de a avea sclavi. Însă, întorcându-mă la problema Bisericii Catolice, în perioada când există această teorie a conspirației în tot America, că, că, imigrația de origine catolică sunt o forță subversivă, europeană, a lumii vechi, mai ales a bisericii, anti-americană, anti-libertate, anti, -americană, anti, anti americană, în acest context, Cartea Marea Luptă a fost foarte bine calibrată ca să, 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 să apese anumite butoane. În sensul că argumentul admis a fost, da, vă trebuie de infiltrație catolică? Păi să spunem noi ce infiltrația catolică. Uitați-vă, voi deja să-ți infiltrați încă țineți Duminica. Păi cine ne-a învățat să ținem Duminica? Duminica e un canon catolic, e un canon de la concilul din la Odiceea. Păi asta se cu Duminicii. Nu puteți să argumenta din Biblie. Catare deja să simt de papă și de la noțiunea că puritanii vor să dea un decret duminical. S-a ajuns la noțiunea că deoare, papa vrea să dea un decret duminical. Inițial, ideea a fost, ok, puritani vor imita pe papa, apoi se vor uni cu papa, în cel număr papa vrea. Papa are inițiativa, nu puritanii. Problema asta este foarte simplă. Dacă orice decret, orice decret care pretinde că duminica are o semnificație universală pentru toată omenirea, consideră implicit că duminica este sabat. Și dacă și sabatul nu are sens decât în contextul literal al săptămânii de șase zile, a creațiunii. Așa că faptul că Francesc I crede în evoluție nu face în niciun caz să, <gâng> să zic, să furnizeze niște argumente pentru decret duminical. Și mai degrabă împotriva decretului decret duminical. Mai există și o altă problemă. Uh, Sabatul nu este o aniversare, ci un simbol. Ce înseamnă o aniversare? Înseamnă că, de exemplu, când aniversez, aniversez ziua mea de naștere, exact la data calendaristică când m-am născut, aniversez ziua mea de naștere. Asta este o aniversare. Uh, sabatul este văzut în mod greșit ca o aniversare a creațiunii. Fiecare a zi este aniversarea creațiunii. Aici intrăm în niște contradicții. Unde este această aniversare a creațiunii? Pentru că uh, sabatul implică uh, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit. Dar așa cum știm, uh, pe glob, ziua nu, nu diferă, și aici nu e vorba de oră, ora diferă în funcție de poziția soarelui, de apusul soarelui. Dar ziua difere în funcție de emisfera în care ne aflăm. Și confuzia crește când ne apropiem de poli. Sunt mai multe aspecte aici, mai multe contradicții pe care le-am mai discutat și le voi mai discuta când voi comenta prezentarea președintelui Ulcer. Însă, ceea ce vreau să specific este că sabatul este un simbol. Și fiind un simbol, poate într-adevăr fi transferat de la o zi la alta, cum o facem și noi. Unul deschide sabatul atunci când altul îl închide. Însă, această, în același timp, însă caracterul de simbol al sabatului face imposibilă o absolutizare a timpului ca atare. Voi discuta despre aceasta când voi vorbi despre prezentarea președintelui Wilson. Până atunci aș vrea să spun că uh, Francis Cântei uh, nu spune nimic nou și nu aduce nimic nou. În sensul că, contrar titlurilor de senzație din mass media, Biserica Catolică nu a acceptat evoluția în 2014. Biserica Catolică a acceptat treptat evoluția, pe măsură ce dovezile în favoarea evoluției s-au înmulțit, Biserica Catolică fiind bine informată despre de alte biserici în privința aceasta. Ceea ce n-a ce la Biserica Catolică. Și ceea ce se pare că sugerează Francisc I este evoluția sufletului, a noțiunilor morale, a instituțiilor cu caracter moral, cum este familia sau biserica. Și aici este într-adevăr ceva nou. Ceva care nu este nou în Biserica Catolică, întrucât este chiar teoria lui Teodor de Chardin, care el însuși a fost un protiezuit. Însă este totuși o erezie. Și, și este împotriva uh, declarației clare a lui Pius al XII-lea, a lui Papale, care a fost întărită de toți spate care au urmat după aceea, anume care susțin că Sufletul a fost injectat la un moment dat în evoluție și uh, Sufletul este injectat în zigor de la naștere. Și ca atare, Sufletul nu este supus legilor evoluției. Se pare că, fracesc, întâi crede că Sufletul a evoluat. Și că tot ce ține de suflet, religie, credință, morală, este supus în continuare unei evoluții permanente. Aici este simpatia mea pentru Francisc I, nu ascund, și admirația mea pentru Tear de Jardin, despre care am mai vorbit și pe care recomand cu căldură, chiar dacă informațiile științifice sunt oarecum depășite. Aici este, de fapt, blocul în care Biserica Adventistă și Biserica Catolică se află într-o poziție foarte, foarte similară, la fel ca și celelalte biserici conservatoare și uh, care, dacă pot fi îngrijorați de declarația lui Francesc I, în niciun caz această declarație nu sugerează o întoarcere în nevul mediu, ci mai te progres. Și probabil că ceea ce îngrijorează pe acești oameni este progresul. Pentru că progresul îi sperie pe cei care vor, cei a căror autoritate și profit depinderea de rămânerea omenirii în în stagii, în, stag, în stagii anacronice de evoluție. Vă mulțumesc, vom continua vorbind despre declarația președintelui Ulsă, La revedere!